Probabil că sunteți la curent cu cel mai recent scandal de la USR, Lasconi vs Lasconi, mamă versus fică, primarul Câmpul Muscel versus nimeni în drum cu caș la gură, da? Pornit de la faptul că abătrână a declarat că a votat da la referendumul pentru normalitate, organizat de Dragnea, Piu! chiar de ziua lui Vladimir Putin, Piu! Așa ceva, da? Și aia mica sărită de târtiță în sus și a mânjit-o cu vorbe de o cară pe masă. Da? Iar cel mai pertinent comentariu în legătură cu această situație a fost făcut de o prietenă pe Facebook și o să citesc acest comentariu în cele ce urmează. Lasconi, mama, a greșit gravisim cu progenitura. Asta e exact. Tipicul progresistului, copil abandonat sufletește de o mamă indisponibilă, afectiv, interesată cu orice preț de carieră, care crește dezorientat, confuz, fără repere, dar cu reper. Și pentru care enorma cantitate de mijloace materiale puse la dispoziția lui nu compensează în niciun fel. Și ajunge adult progresist, depresiv. Intolerant, deși e cu toleranța angură toată ziua, din sculare în culcare. Dictatorial, egoist și rece sufletește. Dragi mame, culegeți ce ați semănat. Întotdeauna. Ăsta e cel mai relevant domeniu în care toate greșelile se plătesc.